alături de noi pe o voce importantă a știrilor de acum ceva vreme, și anume Livia Dilă. Bun găsit, Livia! Ați văzut-o pe Livia ani și ani de zile, B1 TV, TVR1, până într-o zi în care te-ai oprit. Am fost la prima, să știi. Și la prima ai fost, da, nu? Da, și la prima. Aoleu, bătrân și bolnav sunt, am uitat. Păi, de ce ai ieșit din această? Mi-am făcut datoria. Chiar m-am întâlnit cu doamna Mocioarniță într-o zi și mi-a zis: draga mea, ți-ai făcut datoria, pentru că tu știi foarte bine cât stres este. Și e până la urmă... Câți ani ai fost? Nu mai știu. Dar într-o bună zi se iese. Unii nu înțeleg cum este viața după televiziune. De ce ai ieșit și după aceea cum e viața? Cum ai făcut? E o viață bună atâta timp cât faci ce-ți place. Și pe mine educația și comunicarea m-au fascinat întotdeauna. Adică am încercat să văd cum comunică oamenii, cum trebuie să faci să te înțeleagă celălalt și ce fac eu acum prin proiectul meu Eu și Lumea. Dacă vrea cineva să intre imediat pe YouTube să vadă despre ce e vorba, este vorba despre filmulețe animate educative pentru copii, pentru că important mi se pare și cred că orice părinte și profesor vrea acest lucru, să transmiți și copilul să înțeleagă. Ei, dar manualele nu sunt așa de grozav peste tot în lume și în special pe la noi, așa că eu m-am gândit, și o inspirație occidentală treaba asta, să fac filmulețele astea animate educative în care copilul să se uite, să vadă mișcare, să vadă sunet, să vadă efecte, să înțeleagă, să-i spun despre niște concepte care poate să mai greoaie și atunci să poată să înțeleagă mai bine. E o chestie foarte mișto, am văzut-o în străinătate, mi-aduc aminte când am fost la Disneyland, erau niște filmulețe pe canalul ăla lor în care două personaje din Lion King, Oposumul și Mistrețul, vorbeau despre mediul înconjurător, despre familie. Erau niște povești, dar de fapt erau povești derivate. Să și copiii ascultau și învățau. Foarte frumos. Asta fac și eu. Dacă intră cineva acum pe YouTube, pe Eu și Lumea, o să vadă acolo că am vorbit prima dată despre pericolul paielor de plastic. Poate oamenii nu știu așa în general ce periculoase sunt mai mult decât plasticul, pentru că zboară foarte tare, se duc în oceane, le mănâncă peștii, le mărunțesc și peștele ajunge în farfuria noastră. Fantastic. Și nu cred că ne place să ne îmbolnăvim de la plastic. Sau în momentul în care am sărbătorit centenarul Marii Uniri, am făcut un filmuleț, am explicat ce centenarul, ce este Marea Unire. Uite, foarte mulți părinți cu care m-am consultat, știi, când am făcut prieteni, mi-au zis: băi, mă întreabă copilul cum zboară avionul, nu prea știu să-i explic. Da. Am făcut un filmuleț și firește că acolo pot vedea. Sunt și lucruri puțin mai complicate, cu niște forțe, ce se întâmplă acolo, cu forma avionului, dar copilul care are între 6 și 14 ani înțelege lucruri diferite, conform vârstei, de la aceste filmulețe. Bun. Ce ai mai făcut-o dincolo de această parte profesională în acești ani de când ai dispărut? Știi? De obicei când ești la TV, toate luminile sunt pe tine. În primul rând, ți-ai dorit să ieși? De ce ai ieșit din zona asta cu televiziunea? În afară de faptul că îți doreai comunicarea. Să știi că contractul meu la TVR s-a încheiat și atunci am decis că pot să iau și o pauză. Acolo făceam o emisiune săptămânală și un alt jurnal pe TVR2, cu doi invitați, cu două subiecte. Mult pentru tine. Era destul de obositor și, de ce să nu spun, am vrut să mă dedic și familiei și să stau și eu mai mult acasă, să văd ce lecții face copilul, să ajut la lecții. Avem să mă bucur. Copilul aici care are 14 ani, nu? Da. Doamne Dumnezeule, o știu pe Livia de dinainte să nască. Cât de bătrân pot să fiu eu. Așa, foarte frumos. Ce, fata pe ce urme merge? Merge pe urmele tale? Nu-mi dau seama, să știi că este foarte volubilă. E și pe partea artistică, dar îi place și tehnologia. Și să uite la filmulețele Eu și Lumea și înainte de a le lansa și îmi spune dacă îi plac ei, înseamnă că o să placă multora. Mă sfătuiește, mă ajută, mi-a făcut și cont de TikTok, să știi, sunt și acolo. Ai cu Eu și TikTok? Lumea. Da. Să spun ceva, Cristi, de la ea am aflat că TikTok-ul ăsta nu este, e și rău, e și bun, ca da. Orice lucru în viața noastră. Și Facebook-ul și Instagram-ul sunt și dacă, rele și bune. Dacă iei și partea bună a lucrurilor, ea știe despre războiul din Ucraina, spre exemplu, de acolo, de pe TikTok și din alte părți, dar vreau să spun că a fost tratat bine acolo, doar i-am spus să aibă grijă la fake news și explic ce înseamnă fake news. Absolut. Doamnelor și domnilor, nu avem fake news, ci avem cele mai importante verificate. Se spune că televiziunea asta e un fel de microb care nu iese din tine. Mai e? E posibil, e.
ți-ai dorit, te uiți, ți-ar plăcea, te mănâncă pielea să intri? Nu știu dacă dezbateri politice neapărat și nu neapărat știri, dar în niște emisiuni, nu știu, care să mă împlinească, să pot să educ, știi? Că și voi faceți educație, aduceți invitații care sunt relevanți și au ceva de spus pentru publicul vostru. Așa da, altfel nu. Da, până atunci însă o să vedem exact ce face Livia, foarte frumos proiectul. A fost o perioadă în care acest stres foarte mult te-a adus și într-o limită a sănătății, ca să zic așa, nu? Știi că pe toți ne aduce. E adevărat. De aceea trebuie niciunul să fim... Niciunul de sănătate nu-i sănătos, să știți. Da, așa e. Trebuie să fim atenți să mâncăm de 3 ori pe zi, nu să mâncăm seara și să mai mâncăm o dată la 2 noaptea dacă mai rămânem acolo, pentru că diverse boli pot apărea și... uite, filmulețele mele pot fi făcute și în zona asta de sănătate. Adică oamenii nu prea știu ce este diabetul. Diabetul de tip 1, diabet de tip 2. Important. De tip 2, când oamenii se cam îngrași, în partea a doua vieții, când au un stil de viață necontrolat și aiurea, pot avea această boală care nu este simplă. Abia atunci știi ce e sănătatea, știi, și că trebuie să mănânci foarte echilibrat și... Mulțumesc foarte mult, Livia, felicitări pentru proiectul tău. La pizza! Ultimele 20 de secunde, doamnelor, domnilor, Silvana Râciu, Iceberg.